Valeria. M-a cercetat cuvântul Domnului de la vârsta de 19 ani și Duhul Domnului mi-a pus în inimă dorința aceasta de a răspândi Evanghelia. Și în acești 6 ani pe care mi-a rânduit Domnul de când am început pe câmpul acesta al Evangheliei, chiar dacă lacrimi au curs, chiar dacă am avut de suspinat și pâinea câteodată am mâncat-o plângând din pricina fireștilor de pe bălci adunării, eu vreau să-L mărturisesc pe Iisus Hristos Domnul, care până în această zi m-a ținut în picioare. Și aceasta este datorită Lui, căci nu m-am compromis cu lucruri de nimic. Și am căutat ca astfel răspândirea Evangheliei să fie curată. Vreau în această seară să ridice Domnul oameni curați. Aleluia. Oameni demutați pentru răspândirea Evangheliei, ca astfel această Evanghelie să se mai răspândească curat în zilele din urmă. Și doresc din toată inima Dumnezeu să mai ridice tineri în care să-și proslăvească numele în zilele din urmă. Vrei și tu, drag tânăr? Vrei și tu, drag părinte, care stai în această zi în adunare ca copiii tăi să ajungă mântuiți? Trebuie ca astfel de acum să înveți pe copilarea care trebuie să urmeze și spune cuvântul Domnului, când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Din ce cauză? Căci a fost un părinte care a plâns. A fost un părinte care a semănat sămânța cuvântului adevărului așa cum este și apoi să vezi copilul tău cum se ridică în adunare și înalță glasul spre Dumnezeu. Și din acel tânăr care altădată a fost un vinovat, un făcător de rele, să-l vezi în adunare, căci nu-l întrece nimeni a ridicat glasul spre Dumnezeu. Nu-l întrece nimeni a răspândit cuvântul lui Dumnezeu. Vreți, dragi părinți, să aveți copii de felul acesta? Este seara rugăciunii în care Dumnezeu coboară. Este seara rugăciunii în care Dumnezeu se prezintă, depinde de mine și de tine dacă îți deschizi inima în fața Lui. Spunea așa frate de la început, căci a trecut prin situații în care jalea a cuprins pe unii și pe alții și vreau să vă fac conștienți căci este Dumnezeu care ridică sacul de jale din mijlocul poporului. Și din dreptul familiei tale și din dreptul persoanei tale, spune Psalmul 30 cu versetul 11, și mi-ai prefăcut tâmburile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai înțins cu bucurie. Spune cuvântul Domnului, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai înțins cu bucurie. Vrei ca Duhul Domnului să te încingă cu bucurie în seara aceasta? Să simți prezent pe Domnul că s-a ocupat de tine personal. Și apoi să mărturisești pe El că ți-a ridicat povara, că te-a eliberat, că te-a iertat, te-a mântuit, te-a scăpat de la nenorocire, de la pierzare. În spatele unui zâmbet se află o lacrimă și foarte mulți în ziua de astăzi poate ne întâlnim cu unii cu alții, zâmbim în față, dar în interiorul nostru, inima noastră plânge de multe ori și ceea ce ne face de multe ori și pe mine să sufăr, să lăcrimez, este căci nu mai avem dragoste de Dumnezeu ca la început. Și spune cuvântul Domnului Biserici din Efes, un cuvânt foarte important. Adu-ți aminte de unii căzuți, spune cuvântul Domnului, și spune căci nu-L iubea pe Dumnezeu ca la început. Și-o pierdut dragostea din tâi. Păi în dragostea din tâi, frate și soră, când ai întâlnit pe Dumnezeu, când s-a ocupat Dumnezeu de persoana ta, de viața ta, ai putut să vezi îndurarea Domnului, schimbarea, eliberarea făcută de El. Și parcă în zilele acelea, în anii aceia, de la început, când ai primit pe Dumnezeu, ai fost altul. După ani de zile, ești tot așa ca la început. Prea puțin au rămas așa ca la început. Păi în dragostea din tâi, îți era jenă să te uiți la fratele cu dispreț, să-l ocărăști, să-l disprețuiești. În dragostea din tâi, că uitai tot mai mult să fie ser de rugăciune. La vârsta din 19 ani, când am primit Duhul Sfânt, nu exista seară în care să nu mă duc acolo unde era rugăciune. În dragostea din tâi, căutai să fii atent și cum ești pe stradă, cum vorbești cu fratele, cu sora,
Și acum, în dragostea din tâi n-ai mai rămas. Dumnezeu din cer să ne ajute ca să ne întoarcem la dragostea din tâi. Și astfel, întorcându-ne la dragostea din tâi, vom putea să trăim frumos, ca în timpul zilei. Spune cuvântul lui Dumnezeu căci să nu fim ca cei de altă dată care în voia pornirii inimilor au trăit în chefuri, în veții, în curvie, nu? Ci noi care am fost transformați de Duhul lui Dumnezeu să dovedim prin umblarea noastră bună faptele noastre făcute în neprihănire, în lumină, în voia lui Dumnezeu.